Da, haideți să vă arăt, să vedeți Partid Social Democrat, da, limuzină Mercedes, Jeepan, că lor le place așa numai cu iahturi de-astea, auto să umble prin oraș. Da, Volkswagen, da. Touareg, așa, păi da, ci că filmele străine erau rele. Dusterurile pe care le vedeți aici sunt de pe la ministere, nu sunt, nu și-ar cumpăra ei Duster, nu și-ar plimba ei persoanele de senator, parlamentar și aleși PSD în Duster, nu vă imaginați, sunt de la ministere și au venit unii cu ele, da? Haideți să vă mai arăt aici ca să vedeți parcul auto, da, așa puțin, ia uitați de la Neamț, vedeți ce frumos e? X6, X7, cât o fi ăsta, da? Așa. Ia, haideți să vă mai arăt ceva. Ia uitați aici ce limuzină. Zici că suntem la... Cineva zicea la salonul auto. Eu nu a zice la salonul auto, a spune la întâlnirea clanului Soprano, da? În curtea sau, dacă vreți, la întâlnirea clanului Escobar. În curtea lui Escobar, probabil că vedeți, ați fi văzut astfel de limuzine de lux, da? De zeci de mii de euro. Partid Social Democrat cu oameni putre de bogați care se plimbă în limuzine de zeci de mii de euro. Despre asta vorbim. Ia uitați-vă aici ce limuzină BMW. Hai să vedem că pe asta nici nu știu de care e, da? X7, da? Seria 7. Astea sunt limuzine de lux seria 7. Ca să înțelegeți despre ce vorbim, da? Partid Social Democrat, da? Vedeți? Trebuie să caut pe net să văd câte zeci de mii de euro face o astfel de limuzină. Partid Social Democrat, atenție mare, partid care este votat de pensionari, este votat de oameni care se bucură că primesc ajutoare sociale și ei vin cu niște limuzine aici de zici că ești la convenția... la Congresul Internațional al Traficanților de Droguri din Columbia, unde se întâlnesc toate clanurile de la Medellin și din America Latină ca să discute următorul preț pentru următorul sezon al kilogramului la droguri, la cocaină, heroină, înțelegeți? Așa și pe noi, mulțumim frumos! Sunteți mulțumit că sunteți la cheremul unui infractor? Să vă fie rușine! Bună ziua, sunteți mulțumit că sunteți la cheremul unui infractor? Cum e asta? Cum este colega de la Bruxelles? O carieră politică și la urmă vă cheamă infractorul și își face propriul guvern ca să scape de pușcărie. Cum e asta? Doamne, haideți să nu ne lansăm în speculație. Ce credeți că spun oamenii despre dumneavoastră? Păi nu e infractor? Domnul Dragnea? Domnul Daia cu V8-ul, ați văzut? Ei nu susțin un infractor, doar că Dragnea e infractor. Hai să vă mai arăt o limuzină frumoasă, da? Că vin să ia pe șmecherii de la PSD. Da, Phaeton, da? Și numai limuzine negre. Limuzină de lux de la Volkswagen, da? Hai să mai vedeți o limuzină Range Rover. Clanul Soprano și-a terminat ședința. Escobar Soprano, nu? Domnul Stănescu vine cu Touaregul. Care vine acum? Da, dânsul cu Touaregul, da, 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 da. Clanul Escobar Soprano Dragnea părăsește vila unde au avut ei întâlnire. A, a venit și tancul domnului Oprișan. Ia uitați-l. Domnul Oprișan merge cu tabu. Stați un pic așa să arătăm tabu domnului Oprișan, da? Domnul Oprișan merge cu tabu prin țară. Mi se pare corect la valoare. Ia uite, este și domnul Stănescu, vedeți aici, domnul vicepremier. Adjunctul infractorului șef Dragnea. Domnul Stănescu din clanul Escobar Soprano și intră mașina lui Oprișan din clanul Escobar Soprano. Ia uitați ce antenă are! Suntem rușii! Partea bună este că motorul ăsta V8 consumă foarte mult, deci domnul
Oprișan, măcar prin acciza de la motorină, bănuiesc că e pe motorină, pe benzină, pe ciofi, prin acciza de la carburant și prin TVA plătește și el taxe și impozite la stat, adică mai returnează un pic din, ce fură? Din muntele de bani pe care l-a furat din județul Vrancea, mai returnează un pic prin faptul că are o mașină care consumă cât un tab, da? Uite, uite, și plătește taxe și impozite, da? Baron Oprișan, avem, să fim la ia să-l filmăm pe domnul Oprișan. Baronul de la Vrancea al clanului Dragnea. Vedeți, unii dintre cei mai cunoscuți baron roșii, Oprișan. Da. Pleacă și șmecherii de la Neamț. Da. Ia uitați-vă aici. Încă o limuzină pe sedistă. Da, încă două limuzine din colecția de iarnă-vară a PSD-ului. Ați văzut că am intrat aici așa, pur și simplu.